În noaptea de înviere, restricțiile de circulație vor fi ridicate, astfel încât toți cei care vor să participe la slujbele religioase să o poată face fără alte impedimente. Sunt convins că biserica se va organiza foarte bine. Am văzut acest lucru și duminica aceasta de flori, astfel încât să fie evitate aglomerațiile, să se respecte distanțarea fizică și să nu se expună nimeni unor riscuri inutile. Dragi români, haideți să fim parte acestui efort și noaptea de înviere. Esența credinței creștine este iubirea aproapelui și ce altă dovadă mai frumoasă de iubire putem da de Paști decât grija de a-i proteja pe ceilalți, respectul față de sănătatea și viața semenilor noștri. El a arătat că este al doilea an în care Sfintele Sărbători Pascale sunt sărbătorite într-o situație epidemiologică dificilă provocată de pandemia de COVID-19, însă a precizat că există speranțe întemeiate, iar acest lucru se datorează imunizării prin vaccinare. Avem exemple concrete ale țărilor care au vaccinat o proporție semnificativă din populație și care au reușit să inverseze radical trendul epidemiologic. Vaccinarea cât mai multor români înseamnă mult mai puține infectări și decese, înseamnă eliminarea restricțiilor, sfârșitul pandemiei și revenirea la normalitate. Chiar dacă și la noi statisticile indică o scădere a numărului de infectări, ceea ce înseamnă că am depășit vârful acestui val epidemiologic, nu suntem încă în punctul de a putea renunța complet la măsurile restrictive. Este îmbucurător că măsurile de protecție mai stricte adoptate de autorități au reușit să oprească creșterea numărului cazurilor de îmbolnăviri și s-au dovedit și de această dată corecte, adecvate și luate la timp. Până la acel moment în care vom stopa răspândirea virusului, trebuie să fim însă realiști și să nu ne amăgim singuri. Pandemia încă nu a dispărut. Cazurile grave de la secțiile de terapie intensivă și numărul încă foarte mare al celor care pierd zilnic lupta cu boala ne arată clar că se impune să rămânem la fel de vigilenți. Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța vaccinării anti-COVID-19. Este singura cale de a pune capăt acestei pandemii și de a ne recâștiga dreptul la o viață normală, fără restricții, stă doar în puterea fiecăruia dintre noi. Așa că vă invit pe toți să vă vaccinați.